Tried the outside line and he's looking for that again as they come to. Anul 2019 aduce un nou proiect pentru pilotul român Petru Florescu în automobilismul mondial. După ce anul trecut a parafat 15 curse în Formula 3 pentru teamul britanic Fortec Motorsport, noul sezon l-a găsit deja luând startul în Toyota Racing Series, cea mai renumită competiție de monoposturi care se derulează în Noua Zeelandă. Noua sa echipă, MTech Motorsport, este din Australia, țară din care provin și colegii săi, Jackson Wales și Callan Williams, quartetul fiind completat de japonezul Kazuto Kotaka. Întrecerea a aliniat la start 16 concurenți. Se derulează pe parcursul a 5 etape, a câte 3 curse fiecare, iar prima rundă s-a consumat deja pe circuitul Highlands Motorsport Park din Cromwell. La prima acomodare cu noul monopost, Petru Florescu a parafat cu bine două dintre cele 3 curse, încheiate pe locurile 12, respectiv 10, și a acumulat primele 61 de puncte. În fiecare weekend care urmează sunt programate următoarele 4 etape, astfel că runda decisivă a Grand Prix-ului din Noua Zeelandă se va consuma în perioada 7-10 februarie pe circuitul Chris Amon din Fielding.